Întâlnire cu o personalitate de succes. Resurse educaționale deschise la disciplina consiliere și dezvoltare personală la clasa 8-a. Pentru această activitate aveți nevoie de un instrument de scris și o foaie de hârtie. Vă recomand să puneți materialul pe pauză atunci când vi se cere să răspundeți la întrebări, să reflectați la anumite aspecte sau când aveți sarcini de realizat. Există multe forme ale succesului. Unele persoane reușesc să te impresioneze, de exemplu vedete, oameni super bogați, câștigători de premii Nobel sau în domeniul cinematografiei. Unele te impresionează și te emoționează în cu totul alt fel, de exemplu o persoană care se recuperează după un accident grav sau care are inițiative în ciuda unei dizabilități sau o persoană care își practică meseria cu pasiune totală. Majoritatea celor de vârsta ta au o personalitate preferată sau chiar luată drept model. Mulți adolescenți își doresc să ajungă asemeni oamenilor de succes despre care aud la televizor sau citesc pe internet. Este important ca persoanele de succes preferate să aibă o influență pozitivă și să reprezinte o sursă de inspirație pentru tine. Te invit să faci un top 3 al unor personalități de succes preferate de tine din orice domeniu de activitate. Notează aceste personalități pe o foaie, într-o piramidă ca și cea din imagine. Acum te invit să răspunzi la următoarele întrebări. Ce îți place cel mai mult la aceste 3 persoane? Ce calitate ai preluat de la oricare dintre cele 3 persoane? Notează răspunsurile pe foaie. Selectează una dintre cele 3 personalități de succes din topul realizat de tine pe care ți-ar plăcea să o întâlnești cel mai mult. Trimite-i o invitație pentru a participa la o activitate la clasa ta în care să vă prezinte rețeta succesului. Ia o foaie de hârtie și scrie o invitație pentru personalitatea ta preferată. Lucrați în perechi folosind metoda explozia stelară. Împreună cu o colegă sau un coleg, formulați 5 întrebări pentru invitații voștri de tipul: de ce, cum, când, unde, cine. În formularea întrebărilor vei avea în vedere obținerea unor informații despre traseul parcurs de invitat în profesia sau ocupația lui, valorile și calitățile personale, acțiunile și modul de gândire, persoane care l-au inspirat sau sprijinit. Notați întrebările pe o foaie. Aveți la dispoziție 5 minute. Analizați întrebările formulate de fiecare pereche. Cum ți s-au părut întrebările formulate de colegii tăi? S-au asemănat cu ale tale? Sau au fost diferite? Care întrebare formulată de colegii tăi ți s-a părut cea mai interesantă? Probabil și în localitatea sau în județul tău există persoane de succes, poate chiar foști elevi ai școlii în care înveți și care astăzi se bucură de celebritate și succes. Dacă ai posibilitatea să inviți o personalitate de succes din comunitatea ta la o oră de dirigenție, discută cu diriginta sau dirigintele tău să vezi cum poți face asta. Experiența personală a acesteia te-ar putea inspira și pe tine să îți identifici resursele personale și să visezi mai mult la ceea ce îți dorești să devii. Dacă va răspunde invitației, folosește întrebările pe care le-ai elaborat împreună cu colegul tău. Îți doresc mult succes în realizarea visurilor tale!